Suntem în Comrat și am venit să felicităm pe Mihaela cu aniversarea celor 6 anișori. Iar surpriza vine din partea bunelului Gheorghe de la 1000 de kilometri. Haideți să mergem să o felicităm! Cine ne-a invitat la ziua ta de naștere? Cum crezi tu? Cine? Mama, cine? Cine? Cum crezi? Cine ți-a făcut așa surpriză? Are emoții! Haideți să o aplaudăm, cred că merită aplauzele noastre. Mihaela, uite, eu am pentru tine niște cadouri și am și un mesaj de felicitare, să vedem cine te felicită frumos. Uite, acest buchet de flori, îți place? La flori, sunt pentru tine. Hai, plăcere! Hai să mă ia bucării pe așa. Așa, 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 am să vin așa lângă tine. Scumpă și dulce mea nepoțică Mihaela, îți doresc ca de ziua ta soarele pe loc să stea, să-ți aducă de la mine fericire și iubire, fie ca bucuria să-ți încălzească ochii, fie ca fericirea să-ți lumineze calea, fie ca sănătatea să nu te părăsească niciodată. Dragostea mea, micuță, ești nepoțica pe care mi-am dorit-o mereu. Ești cea mai bună, crește cu minte și sănătoasă sub ocrotirea bunului Dumnezeu. Natura întreagă azi de fericită, și flori, și soare, toate scampovești. Eu îți doresc o viață fericită și visele dragi să le împlinești. La mulți ani, Mihaela, îngerașul meu scump, și sper că în curând se te pot îmbrățișa în realitate, cu mult drag și cu mult dor de tine, bunelul Gheorghe. Ai văzut cine te felicită? Bunelul Gheorghe, da? Este pentru tine. Uite, bunelul acolo se uite la tine. Hai, dă-i acum, ia la cu tine. Dă-i salut bunelului. Așa. Și mai avem încă ceva pentru tine. Noi venim la tine în ospeție ca să dansăm, să ne jucăm, să facem distracție. Ne permiți? Da? Hai să lăsăm buchetul într-o parte. Cui, 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 cui
află cineva și de joc. Da, la o parte, ia se pedală. Așa, sunt și albastre. Așa, cu albastre. Da? Cum e? Așa.
Eu cred că ție ți-a plăcut surpriza. Ți-a da. Plăcut? Da. Da. Și eu știu precis că tu ai un cuvânt de mulțumire și vrei să-i spun mulțumesc bunelului că ți-a făcut așa o surpriză frumoasă. Mulțumesc, bunel. Ți-a plăcut surpriza? Da. Și-o fă-i așa de mânuță? Împreună cu Mihaela trebuie să-ți mulțumim pentru această surpriză minunată. E făcut ziua de astăzi un pic mai frumoasă, mai unică, pentru că este prima dată când are așa o surpriză. Te iubim foarte tare, da, Mihaela? Da. Te iubesc, ma. Și pe mamă iubești pe bunelul, da? Îți dorim multă sănătate și Matalii și te așteptăm acasă.